Frumusețarii se cuțit spuneți acolo. Da. Cu acțiune de frumusețare a cimitirului eroilor. Fiindcă se apropie înălțarea Domnului, adică Sfintele Paști și apoi înălțarea Domnului, ne-am hotărât astăzi, în cadrul acestei activități, care se intitulează Școala Altfel, să inițiem aici la cimitirul poligonul de tragere de pe strada Constanței, unde sunt înhumați mii și mii de soldați români, ruși, evrei, din primul război mondial, să înfrumusețăm așa cum simțim noi, cei tineri și jandarmii, această activitate. Au răspuns chemării noastre, unitatea jandarmi din Bacău, la cele două, la gruparea mobilă și la inspectorul județean de jandarmi Bacău, școlile Gheorghe Alecul, Alecul Ruso și de la colegiul Angel Salinie. Și uitați-vă ce frumos desfășurăm activitatea, încet, la început pare o joacă, dar nu este o joacă. Vrem să dăm un exemplu tuturor care iubesc neamul și țara, că eroii nu trebuie uitați niciodată, trebuie să îi îngrijim, trebuie să respectăm, de aceea facem această acțiune. Și sperăm că și în zilele următoare, și alte colegii și alte școli vor veni, nu numai aici, la cimitirul de pe Constanțe, poate la cimitirul central sau în alte locuri, pentru a înfrumuseța și a sărbători cum se cuvine pe eroii neamului românesc.